mulțumesc că ne-ai primit la tine acasă și îți mulțumesc că ești dispus să avem o discuție despre o meserie nerecunoscută în România, dar foarte extrem de importantă din punctul meu de vedere. Practic asta ne dorim din discuția de astăzi, să transmitem și publicului larg relevanța, importanța și necesitatea meseriei de arborist. Și o să intrăm sigur în detalii, să explicăm ce înseamnă, o să arătăm și câteva exemple concrete din care să rezulte, încă o dată spun, importanța și necesitatea acestei meserii făcută de profesioniști, nu după ureche. Dar până acolo te-aș ruga să te prezinți pe repede înainte, pentru că eu știu despre tine că ești inginer silvic, promoție 2015 Brașov, da. Ai terminat facultatea, după care ai fost în producție. Nu, dar hai, spune-ne tot, de fapt. Ok, în primul rând vreau să te salut și să-ți mulțumesc că ai avut inițiativa asta de a face un reportaj despre meseria noastră. Mă numesc Alex Nichitan, sunt administrator al firmei Arbogrina, care se ocupă cu partea asta arboricolă și alpinism utilitar. Dar până acolo cursul a fost destul de lung și plăcut. Am, cum ai spus și tu, am terminat la Brașov. Am lucrat în producție o perioadă scurtă de 2 ani și ceva la Ocolul Silvic Roman, după care am plecat în afară, în Germania. Acolo am învățat meseria asta de arborist. Am absolvit niște cursuri la Nuremberg, după care am hotărât prin 2021 să mă întorc în România. Aici, pentru că aveam deja know-how-ul din Germania, am încercat să-l aplic. Mi-a fost destul de greu să pornesc de la zero, așa că am lucrat o perioadă ca specialist pe situații de urgență în cadrul primăriei Brașov. Acolo m-am lovit de situațiile astea mai sensibile de referitoare la arbori și am făcut parte dintr-o comisie de analiză și evaluare a arborilor periculoși din intravilanul Brașovului. Păi uite aici aș vrea să punctăm mai multe idei, pentru că ești inginer silvic și eu sunt inginer silvic. În general, colegii noștri, cei mai mulți lucrează în administrație, adică în cadrul ocoalelor silvice de stat sau private, și gestionează fondul forestier, cum se cheamă, administrează fondul forestier, au grijă de păduri, ca să spun așa, dar de pădurile din afara orașelor, pentru că obiectul tău de lucru din prezent îl reprezintă arborii urbani, adică cei din intravilan. Sunt foarte multe elemente comune între arborii urbani și pădurile din afara orașelor, să le zic așa, dar sunt și foarte multe elemente distincte. Din simplu motiv că, în general, arborii urbani cresc mai mult sau mai puțin izolat în aliniamente față de pădure unde arborii cresc uniți, să zic așa, se susțin unii pe alții, formează un arboret în termenii noștri, o pădure, e altă poveste. Deci, discuțiile noastre vor fi concentrate pe conceptul de arbore urban, care fie orașul s-a dezvoltat în unele cazuri în jurul unor păduri, etapizat, arborii au fost tăiați, construcțiile s-au extins și în oraș au rămas arbori bătrâni, 2, 3, 4, 500 de ani, sunt câteva cazuri în România, fie în orașe, în comune, care se extind, cum e cazul și Brașovului și multe altele din țară, apar alți arbori plantați. Aici, sigur, este și meseria horticultorilor, a peisagiștilor, să aleagă speciile după multiple criterii. Cert este că în ambele situații arborii ăștia cresc. Da. La un moment dat ajung la niște dimensiuni colosale, context în care nu reprezintă neapărat o plăcere sau un element esențial în peisajul urban, pot reprezenta și pericole la adresa cetățenilor. Și știu că ai aici destul de multă experiență și începusei cu întoarcerea ta în România 2021 la Brașov. Dă-ne câteva exemple concrete din activitatea ta de atunci. Ca și pe situații de urgență? Pe situații de urgență, când v-ați confruntat cu, habar n-am, nevoia înlăturării sau tăierea unor arbori urbani. Cred că activitatea asta ar trebui să fie tratată și
către arbore de la vârste cât mai mici. Problema este că se lasă, se plantează și se lasă acolo câțiva ani până începe să dezvolte probleme sau să pună probleme comunității și abia atunci se intervine. Și am observat că e mult mai, ar fi mult mai important să prevenim decât să combatem niște situații de genul ăsta. Cred că corana ar trebui formată la arborii plantați în interiorul orașelor de timpuriu. Pentru a se evita, de exemplu, am avut în 2023, primăvara 2024, tot felul de calamități dintre astea către arbori, rupturi de vânt și plus zăpezi târzii, înghețuri târzii, arborele pleacă deja în vegetație, avem înghețuri târzii, se rupe coronamentul, se rup crăci, pun în pericol viața trecătorilor, viața mașinile și... Să spunem că ăsta e cazul ideal când se lucrează pe componenta de prevenție, dar din câte cunosc și eu sunt în contact vrând nevrând cu o serie de colegi din, eu le numesc meserii complementare, horticultorii, peisagiștii, arboriștii, arhitecții peisageri și mulți alții. Și toți spun același lucru, că trebuie din start să avem grijă de ce plantăm, cum plantăm și să avem concret un set de lucrări bine planificate pentru fiecare arbor în parte. Dar, după cum știu de la tine și de la alți colegi, suntem acum în multe cazuri în situații de urgență, în sensul că am un arbore bătrân pe care nimeni nu l-a îngrijit din perspectiva, să spunem, formării coroanei și trebuie să intervenim. Și aici care sunt principalele provocări? Cât de mari sunt în general arboreștea urban la care se rup crăcile? Dimensiunile diferă. De exemplu, la salce nu e un arbore foarte înalt sau nu crește foarte înalt, dar totuși se rupe. În general, crăcile uscate, neextrase la timp, neefectuată partea asta de igienizare a arborului, pune probleme. Neechilibrarea coroanei e o altă problemă când crește din cauza unei construcții, crește către lumină și atunci se produce un dezechilibru al coroanei. Acolo se practică niște tăieri de echilibrare a coroanei, de îndepărtare de clădire. Deci e oarecum și fizică aici să facă determinări. Da. Bun. Dar ce ne poți spune despre, spre exemplu, spațiul de înrădăcinare? Spațiul de înrădăcinare. Dacă vorbeam despre silvicultură și zona asta de pădure și zona urbană, în comparație cu zona urbană și arborii din zona urbană, vedem că silvicultura tratează arborii ca un tot unitar, da, da? Ca o pădure, comunitate. Din coace trebuie să-i tratăm individual. Și atunci lumea se raportează tot timpul la ce se vede în exteriorul, la exterior, deasupra betonului. Ne dăm seama că un arbore ar avea nevoie de 10 metri cub minim. Un arbore de mărimea întâi ar trebui să aibă minim 10 metri cub de pământ. Mărimea întâi a peste 25 de metri. Peste 25 de metri înălțime. Și observăm că administratorii drumurilor sau cine se ocupă de zona din jurul arborului vine cu betonul sau cu asfaltul până în jurul lui. Și atunci, clar că rădăcina nu își poate exercita rolul ei de susținere a arborului, în primul rând, și în al doilea rând nu are resursa să țină arborele sănătos. De aici și putregaiul pe interior. A doua problemă la partea de subsol ar fi pivotul. Sunt arbori care o rădăcină pivotantă. Și ar trebui să se înfingă în ceva, dar dacă avem beton, nu are unde să... Da, astea ar fi niște probleme pe care nu le vedem. Se spune că sunt cele legate de morfologia rădăcinii și de lipsa spațiului necesar dezvoltării acesteia, ca să acționeze exact ca o ancoră. Dar mai dă-ne câteva exemple, te rog, în ceea ce se vede deasupra solului. Spuneai de
trunchiul coroana asimetrică. Și sunt multe cazuri, și am văzut în București, pe multe bulevarde, în care, într-adevăr, în lungul aliniamentelor, arborii, dat fiind faptul că sunt foarte aproape de clădiri, în căutarea luminii sunt orientați către căile de comunicație, către străzi și bulevarde. Și ghișce, unde se vor rupe și unde vor cădea? Aici, peste mașini. De ce? Pentru că, după cum foarte bine spuneai și tu, sunt acolo presiuni neuniform distribuite și, practic, aici există o predispoziție foarte mare să cadă aceste ramuri, mai ales dacă sunt uscate. Ce alte provocări ar mai fi? Sau, să spunem, rezultatul lipsei acțiunii la timp a celor care ar trebui să toaleteze tulpina? Tulpina coroana, pardon. Ar mai fi în modul în care s-a toaletat până atunci. De exemplu, indicele de zveltețe al arborului. Când oamenii încearcă să... sau cine face lucrarea respectivă, încearcă să ridice coroana foarte sus și elaghează artificial de jur împrejur arborile, cu cât... Adică taie ramurile. Cu cât greutatea o ridicăm mai la vârf, cu atât stabilitatea lui e scade. Mai mică, da. Asta ar mai fi o problemă pe care o întâlnim destul de des în zona... De ce? Pentru că ramurile cresc în lateral, vin în geam, deranjează vecinul taie sau face cerere la primărie, nu? Da. Dacă e pe spațiu public, vine cineva de la primărie și îl taie. Sau, mă rog, etapizat. Din știința ta, ai lucrat, spuneai, și un an la primărie și sunt convins că ești în contact cu foarte mulți colegi în administrațiile publice locale. Cât de pricepuți sunt oamenii acolo sau cine învață cum să toaleteze arborii? Cred că e o problemă asta, că nu are cine să-i învețe sau ar mai fi un lucru referitor la personalul de acolo. Au foarte mare încărcătură birocratică încât să se mai ducă liniștit să se uite cum ar trebui să facă lucrurile. Apropo de monitorizarea continuă, da, care trebuie da. Adică eu, cetățean, dau un exemplu. Stau la etajul 3, la bloc. Am un arbore în fața blocului la care văd că sunt foarte multe crăci groase uscate. Adică, din punctul meu de vedere, un pericol pentru copiii care se joacă sub el. Care ar fi pașii pe care trebuie să-i fac ca să acele crăci să fie tăiate de cineva specializat? În primul rând, asociația trebuie să se adreseze către primărie. În baza asociației, unei cereri din partea asociației către primărie, se trimite personalul de la spații verzi al primăriei și se toaletează acolo. Acum depinde, primăriile lucrează și cu firme externalizate și atunci am observat că personalul nu e extraordinar de pregătit în direcția asta de toaletare. Legislația nu impune, în primul rând, să aibă anumite cunoștințe și atunci le convine să le facă un curs de fasonator ca să poată ține un motofereastră în mână și să le plătească minim pe economie unor oameni care sunt gata să se urce fără niciun fel de echipament sau fără niciun fel de măsură de protecție, cască și fără cunoștințe. Asta e cel mai grav. Da. Din experiența ta sau colegilor tăi, apropo de interacțiunea cu cetățenii, cu publicul larg, pentru că sunt ferm convins că o parte nu înțeleg de ce e nevoie să fie tăiat acel arbore. Te-ai confruntat cu asemenea situație, altfel spus, undeva cățărat la 20 de metri tăind anumite crăci, cineva jos protesta sau... Da, ne confruntăm foarte des cu situații dintre astea, dar e important explicația pe care o dai omului ca să înțeleagă. Pentru că sunt oameni care și-au tăiat arborii din fața blocului singuri și au făcut ei dreptate că le infunda radiatoarele cu frunze, că fel de motive dintre astea la care nu te gândești că ar putea să existe un deranj din partea arborului. Și sunt și oameni care spun, mie îmi umbrește aici, fără să mai țină cont de pericolul care ar putea să-l aducă arborele. Da, ideea e că trebuie discutat și făcut să înțeleagă fiecare. Asta e munca din spatele muncii. Da, deci asta se observă mai puțin, dar da, trebuie să o facem.
Din punctul meu de vedere, e foarte esențială partea asta de comunicare. Da, și foarte sensibilă. E foarte sensibilă. Hai să vedem câteva exemple concrete, că ne-ai trimis aici mai multe filmulețe și, mă rog, nu avem neapărat ordine. Uite, începem cu un fag din localitatea Văleni, din județul Neamț. Care e povestea acestui exemplar? S-a făcut o evaluare a parcului dendrologic. Da. Aici avem un parc dendrologic și am decis la extragerea tuturor arborilor uscați. Acolo s-au trasat niște alei pentru evitarea pericolelor de a răni vizitatorii. Uh-huh. Și arborele ăsta era deja total uscat, a trebuit să-l extragem. Cam ce înălțime avea? Cred că undeva la 25-27 de metri, având în vedere că este crescut în parc dendrologic și nu a fost influențat foarte puternic de ceilalți ca să crească foarte înalt. Uh-huh. În schimb, a fost foarte crăcos, e tipic arborilor care cresc individual sau care au foarte multă lumină și spațiu de jur împrejur. Și asta le crește gradul de periculozitate. Și acolo sus erai cățărat tu sau vreun coleg de-al tău? La ce înălțime ești aici? Acolo suntem la 10-12 metri. Da. O înălțime mică pentru că da. Puteți da. Mai mult de atât. Bun, deci am văzut un fac dintr-un parc dendrologic. În acest film despre ce e vorba? Aici avem tot așa un pin uscat. E la faza finală, deja ne cățărasem în el și l-am redus de la vârf spre bază. Asta e încă o diferență între ce se face exploatare în pădure și cum exploatăm noi. Adică ei exploatează taie prima dată de la bază doboară, noi mergem de la vârf în jos. Care ar fi explicația? Spațiul limitat de acțiune, ca să zic așa, dorința de a nu răni, spre exemplu, cu acest exemplu, alți arbori din jur sau da. De a nu distruge alte obiective, nu? Că poți da, avea o bancă într-un parc sau... Aici am încercat fiecare carpen care pentru silvicultură ar fi de extras, aici o valoare în parcul dendrologic și atunci am încercat să nu stricăm estetica parcului în primul rând și nici să nu rupem crăci cât să afecteze pe ceilalți să instaleze factori patogeni. Uite, să vede aici foarte bine cum etapizat i-ați redus din înălțime. Da, apropo da. De, cum le numiți, bucăți de... Da, tot bușcăm, tot bucăți. Sistemul pe care îl folosim pentru a nu distruge substratul de pământ e prin fricțiune, funii și scripeți. Avem câteva sisteme pe care le folosim. Nu am aici un exemplu. Aici aveam un nuc sau ce? Da, aici avem un nuc la un cetățean în curte. Trebuie să echilibrăm coronamentul. Aici există pericolul de a cădea pe casă la propriu. Pe acoperiș, da. Și practic, din ce văd aici, ați diminuat, nu? Etapizat coroana, crăcile. Da, da, da. Și ce am observat, cu un an înainte își comandase ielona acele și tăiase și tot acoperișul era spart. Iar doamna, când soția dumnealui, când am venit, a zis, vă rog să nu stricați ceva, având deja experiența asta. Că... Deci diferența dintre amator și profesionist, un exemplu concret. Când a văzut că n-am atins nimic, totul a venit pe funii deasupra acoperișului. Deci, practic, și legați parte din ramuri, le legați, după le tăiați și pe sistem de scripeți le transportați fără a genera... Sunt persoane care au gazon sau flori și atunci nu atingem, le deviem până în locul în care... Super! Aici avem, cred că, o coborâre, nu? Da, aici avem o coborâre, asta ne eficientizează nouă munca. De skill-uri de altă. Și ne crește adrenalina, da. Da, asta e partea plăcută. Deci trebuie și condiție fizică în această clar, serie. Clar, clar. Bun. Văd că mai sunt câteva exemple aici și aș vrea să discutăm puțin despre fiecare. Ce avem aici? Aici avem o extragere totală a unui pin. Tot așa am elagat până sus și am început să coborâm. Spațiul din jurul lui a fost destul de permisiv încât să ne dea voie să
aruncăm bucățile în felul ăsta, fără să le mai punem scripeți și să le amortizăm. Deci diferența, acum îmi dau seama, o diferență semnificativă față de doborârea de la sol este că ești undeva sus, la 10, 15, 20 metri, legat cu funii, mai ai și motofereastrăul, drujba, și te chinui să tai acolo și să-l și direcționezi bușteanul tăiat, da, în locul, da, în care nu generează alte pagube. Deci o adevărată coordonare. Ăsta mi s-a părut fabulos. Da, ăsta e pe sistem de fricțiune. Acolo aveam undeva la 1,5 metri între casă și între acoperișul casei și gard. Și plus aveam niște tuia și pomi fructiferi pe care proprietarul a ales să nu-i mute de acolo și a trebuit să-i protejăm în felul ăsta. Deci l-ați tăiat și practic bușteanul tăiat e legat, suspendat, ca să nu pice pe obiectivele, da, vizate, da, a fi protejate. Da. Și avem un operator la sol care dirijează toată mișcarea asta. Uh-huh. Prin acest sistem de funii, nu? Da, de fricțiune. Da. Frumos. Ia uite. Așa. Și mai avem aici, am mai văzut, un dud? Un dud, da. Tot un arbore urban crescut foarte aproape de locuințe. Uite, apropo de ramurile care bat în geam. Da, da. Da, mărturisesc, eu n-aș putea să fac așa ceva. N-am pregătirea necesară, nici condiția fizică. Și uite cât de important este jobul, care nu există în România, dar pentru care voi milita să fie recunoscut în codul ocupațiilor din România. Și mai e un film aici, către final, care mi-a plăcut foarte mult. Despre ce vorba aici? Aici am colaborat cu ICAS București. Am colectat conuri de pin. Au un studiu genetic. Și da, aici a trebuit să colectăm cam 2 kg de conuri de pin de pe fiecare exemplar. Undeva la 40 de exemplare a fost o muncă de vreo 2 săptămâni. Deci o ocupație, să spunem, adiacentă, dar care solicită skillurile de alpinist utilitar, nu? Da. Aici nu tăiați, dar vă cățărați în arbor și recoltați conurile în cazul concret al pinului. Bun. Nici asta n-aș putea să fac. Și aici e nevoie de oameni specialiști ca voi. Zi-mi puțin, te rog. Deci experiențele tale sunt în general în zona Brașovului. Știi să fie o specie care e mult mai predispusă, o specie de arbor mult mai predispusă la rupturi în coroană, spre exemplu? Dacă ne referim la rășinoase, din experiența pe zona predealului, am observat că în zona intravilană dezvoltă putregai. Poate că rădăcina nu are unde să se desfășoare de ajuns. Da. N-aș avea explicație extraordinar de precisă, dar am observat că marea majoritate, poate peste 90% din exemplare, dezvoltă putregai. Putregai care nu e neapărat vizibil din afară, nu? Cel puțin pentru un nespecialist, bine, dacă te duci, te apropi și bați în lemn, probabil că specific. Ori dacă batem, oricum tomograf, ne putem da seama că are putregai, dar de la exterior pare super sănătos. Uh-huh. Asta cu tomograful chiar e o chestie de super actualitate, deși cred că eu am auzit prima dată de scanarea arborilor cu tomograful, cred că acum 8-10 ani chiar în România. E o chestie foarte precisă, nu? Adică, da, îți dai seama, da, exact, da, unde este putregaiul și cât este, ca să zic așa. Da. Și ar mai fi rezistograful, dar acela... Rezistograful practic e un instrument care introduce o tijă foarte subțire în lemn, nu? Și da, da, în funcție de puterea sau viteza de pătrundere, de rezistența afli, pe care o rezistența pune... afli densitatea, nu? Mm-hmm, okay. Da. Deci asta, să zicem, că ar fi elemente, instrumente elementare în meseria, da, voastră. În general, cea mai la îndemână este cea a ciocanului, ciocănim, mm-hmm, ne dăm seama. Bine, pentru voi care aveți auzul format și, da, vă e mult mai ușor. Ca asta, uite, apropo de comunicare către publicul larg, știi, mi se pare fabulos să le arăți niște scanări cu tomograf și să explici, mm-hmm, uite, pe bucata asta, în zona respectivă, 60% e putregai. Deci, clar, un pericol imens de a cădea. Da, avem, facem analize înainte de a
vedea ce avem de lucru. Și în baza analizelor respective, observăm care e de extras, care... Noi avem o abordare prietenoasă față de arbori. Poate că dacă plantăm 10 arbori, nu e egal cu un arbore care a crescut într-o 100 de ani. Și atunci încercăm să-l păstrăm. Eu aș reformula ideea ta și aș spune că aveți o abordare prietenoasă cu cetățenii, pentru că niciunul dintre noi nu ne dorim să diminuăm numărul de arbori urbani, dar trebuie să fim foarte conștienți că o mică parte din ei pot reprezenta adevărate pericole. Asupra bunurilor, mai menționat mai multe exemple, a căzut arborele pe mașină, pe autoturism, dar să nu se întâmple să cadă și pe oameni, unde pot genera accidente. Adică nu ne dorim așa ceva și încă te spun, uite cât de importantă și necesară este această meserie făcută de profesioniști. Da, eu aș putea să-l numesc hazard ăsta, pentru că oamenii nu conștientizează pericolul și după ce îl explicăm unora, nu-l acceptă. De exemplu, dăm jos doi molizi, unul dintre ei se rupsese la el în curte și era vraiște ce făcuse prin curte și după observăm că celălalt era putred la mijloc, după îl întreb, aici vreți să mai plantați ceva? Sau... Zice, da, o să-mi pun niște brase. Adică eu explic tot timpul, special persoanelor fizice care au arbori de dimensiuni foarte mari în curte, e ca și cum ți-ai lua un elefant animal de companie în apartament. Adică n-ai două camere și... Foarte bună comparație. Da. Și ar trebui să fie conștienți. Arborii ori le trebuie foarte mult spațiu și condiții, ori trebuie să fie în pădure, unde le e locul. Pe de altă parte, și cine amenajează, cine gândește lucrurile astea. Clădirea aia nu crește lângă arbore. Aia o știm deja. Și dacă suntem arhitect sau, nu știu, știi deja care-i planul urbanistic pe următorii 10, 20, 30 de ani. O altă problemă pe care o observ este aceea că arborele are în diametru 2-3 cm la momentul plantării și nu se iau în calcul schemele de plantat, dacă vorbim de aliniament. Nu se iau în calcul spațiile care trebuie să fie oferite arborele. Minime necesare pentru dezvoltare. Da, da. Adică îl plantăm aici și o să se dezvolte maxim 2 metri. Total fals. Da, da. Spuneai de rășinoase, dar în rândul foioaselor ai observat să fie anumite specii cu o predispoziție mai mare? Dacă vorbim de arbori seculari la stejar, da, avem. Și dacă vorbim de foioase în general, speciile moi, dacă ar fi salce, plop, da. Care sunt folosite destul de des. În special plopul e folosit pe aliniamente. Dar teiul? Că teiul tot. Da. Și teiul e un pic mai elastic. Și asta probabil că îl ajută mai mult. Dar la înghețuri târzii și zăpezi dintre astea apoase nu rezistă. Dar mesteacănul? Mesteacănul nu crește foarte puternic. Nu crește la fel de mare ca celelalte specii. Da. Am ridicat puțin mingea la filou cu mesteacănul pentru că următoarea rugăminte ar fi din experiența ta, să ne spui cam care ar fi în opinia ta cele mai bune specii de arbori de plantat în mediul urban? Sau ce criterii ar trebui să luăm în calcul? La ce ar trebui să ne uităm? Înălțime? La ce anume? Nu există o formulă. Și dar poate să recomandă. Nu cred că aș putea recomanda ceva. Eu cred că pentru fiecare tip de zonă se pliază anumiți arbori. Eu aș merge foarte mult pe arbori ăștia ornamentali, care se pretează la toaletat, care sunt mai adaptați pentru... Care suportă mai bine tunderea. Da, care suportă mai bine tunderea, care suportă mai bine poluarea, care suportă mai bine praful. Și bănuiesc că nu de mari dimensiuni. Nu de mari dimensiuni, da. Și aici gama e foarte largă, cred că tu te pricepi mai bine decât mine în direcția asta de a exemplifica foarte mă multe pricep, specii. Oarecum ochiometrică, nici eu n-am un studiu statistic în spate, dar pot să spun că în București, spre exemplu, sunt foarte multe bulevarde în care în ultimii 15 ani, 20 de ani,
sunt foarte mulți platani plantați. Arbori de mari, foarte mari dimensiuni, cresc relativ repede, rădăcinile se extind sau nu se extind dacă n-au unde. N-am văzut încă să fie foarte multe dobărături, dar probabil că se vor întâmpla în viitorul foarte apropiat. La un moment dat n-au unde să se mai ducă, adică, apropo de discuția de subteran, unde să ducă rădăcina dacă nu are spațiu și vor deveni vulnerabili. Nu mai zic că sunt și gazda păduche tigrului platanului, adică o altă componentă în care ar trebui să fie foarte importantă în alegerea acestor specii. Și da, sunt de acord cu tine că fiecare proiect este unicat, adică fiecare recomandare să meargă punctual pe amenajarea un anumit spațiu verde. Nu, sigur, pot fi un set de recomandări generale, dar concretul bate generalul. Și la fața locului, exact. Da, platanii au fost plantați din motiv că poate că li s-au părut mai exotici, în primul rând. În al doilea rând, a fost destul de accesibil, au fost destul de accesibili pe piață la momentul respectiv. Fără să se gândească că vor ajunge un arbore periculos la un moment dat. Acum e și important cât de bine îi gestionează pe parcursul ăsta. Am observat că e ridicată destul de tare corana. Când pleci cu un platan de 3 metri deja, primele crăci pleacă la 3 metri, nu știu ce o să iasă bun. Eu am văzut, tot așa ochiometric, în Bruxelles și în Paris, destul de multe alinimente cu platan, la care an de an erau crăcile tăiate. Adică, practic, aveam tulpina, sus un guloi acolo, ca să-i spun așa, din care tot rezultau crăci lăstari și tăiate an de an. Da. Sau două, trei crăci în lateral și tot așa tăiate. Din punctul meu de vedere, ochiometric arată dezastros. Adică, mie nu-mi place, spre exemplu. Da, da, nu interesează cu cine. Au încercat, da, probabil că încearcă să îl țină într-o oarecare dimensiune. Da, am observat și la noi mutilarea arborilor. Tot din neștiință cred că e făcută asta. Și sunt, cred că s-au pierdut foarte multe exemplare de arbori seculari din motivul ăsta. Că taie-l un pic că ne deranjează și picul ăla poate a fost 30-40 în diametru la un stejar secular sau așa. Și am observat ceva ce m-a șocat, ca să nu pătrundă apa, probabil că asta e ingredientul putregaiului. Da, și poate că asta a fost logica în momentul în care au tăiat. L-au tăiat așa, tip streașin, și atunci zona aia de contact a putregaiului sau ce mai intră pe acolo a fost dublată, practic. Mult mai mare. Da. Dar simte rog, care a fost cea mai mare provocare? Arborele care te-a solicitat cel mai mult și de ce? În tăiere, doborâre? Sau care sunt cei mai provocatori? Cei mai provocatori sunt arborii crescuți din spatele clădirii și ajung până în partea cealaltă a clădirii și care trebuie extrași cu totul. Da, ăștia ne pun cea mai mare problemă. Clădirile mai de mici dimensiuni, așa, o căsuță, da, un etaj, da, două, și arborele. Ne referim la case, da. Fiecare are provocare, nu facem o statistică, adică nu încercăm să facem, să ne luăm trofei din asta. Adică, dar, da, pentru noi, cred că fiecare arbore e o provocare și îi tratăm cu maximă seriozitate și maximă experiență pe toți, pe fiecare în parte. Te-aș ruga acum către finalul discuției noastre să încerci să le explici cât mai concentrat celor care ne-au urmărit până aici importanța meseriei pentru care militez să fie recunoscută și în România, cea de arborist. Care sunt câștigurile pentru populație, pentru cetățeni? Deci, de ce trebuie să existe această meserie? Pentru, eu cred că populația ar trebui să investească în viitorul nostru. Și atunci, dacă ne referim la viitor, viitorul nu înseamnă doar tehnologie. Cred că și zona asta de arbor ar trebui să fie gestionată de profesioniști. Arbogrina încearcă pe cât posibil
să aibă o abordare foarte prietenoasă cu arborii și cu mediul înconjurător. Încercăm să ne punem pe electric toate motofierăstraierele. Cele mai mari n-am reușit încă să le schimbăm pe electric pentru că nu găsim motofierăstraie foarte puternice. Dar le folosim în proporție de 10-20% și atunci nu afectează atât de mult. Inclusiv toată tocătura pe care o avem, avem niște colaborări cu firme care ne le iau și fac compost din ele, adică nu le aruncăm la voie întâmplări, încercăm să reutilizăm lucruri. Da, asta ar fi un call to action, să încerce să se gândească în viitor și la copiii noștri și la nepoții noștri. Și cred că cea mai bună variantă de a trata un arbore și a reduce, a-l tăia, e cu un profesionist. Aș mai avea un exemplu acum în final. Anumite persoane încearcă să toaleteze singure, punând scara pe cracă. Taie craca, se ridică pentru că se micșorează greutatea și alunecă scara. A fost asta și toaletarea. Aș încerca să nu, da, să explic că nu e cea mai bună soluție. Uh-huh. Scările nu sunt pentru toaletat arbori. Funile sunt. Da, da. Funile, scripeții și alte instrumente specifice. Alex, mulțumesc mult pentru această discuție. Sper că am reușit să deschidem și mai mult ochii celor care au urmărit până aici și să înțeleagă de ce este foarte important ceea ce faceți voi în mediul urban. Pentru că cu toții, mulți dintre noi suntem foarte iubitori de arbori în mediul urban, dar încă o dată spun, ar fi bine să ne gândim că de la un anumit moment acei arbori nu sunt doar o plăcere plăcută ochiului și nu numai, dar pot fi și o amenințare asupra noastră, a oamenilor, nu mai zic asupra copiilor care se pot juca sub acei arbori. Așa că mulțumesc mult încă o dată și felicitări și nu vă lăsați, militați pentru introducerea acestui job în codul ocupațional din România, pentru că este nevoie de oameni calificați în toate structurile, de administrații publice locale până în mediul privat, care de cele mai multe ori pun în operă aceste tăieri de îngrijire, nu a arborilor, ci a noastră populație. Mersi mult! Și eu îți mulțumesc!